Acel proiect al doilea pe acolo, cultural european. Vreau să vă spun că o să fac toate demersurile necesare, sper ajutat de cei care își doresc acest proiect. Pe lângă Primăria Municipiului Alba Iulia, o să încerc să avem o discuție tranșantă, pentru că eu zic că după ce trec alegerile parlamentare și săbile să mai pun în teacă, va trebui să avem o discuție foarte serioasă pe acest subiect. Nu vreau să lăsăm așa în aer. Adică va trebui să avem un răspuns, o acțiune comună, pentru că acest proiect nu poate fi făcut decât în echipă. Din acest motiv o să solicit ajutorul tuturor. Am discutat cu domnul președinte, nu în mod oficial, dar am discutat despre acest subiect și dacă vom avea o deschidere și din partea celor care au folosit acest subiect în perioada campaniei și după aceea au uitat de el, sper să luăm o decizie, pentru că, așa cum știți, ne-a fost devansat, s-a devansat terenul pe 2021, mai avem timp să discutăm la modul serios treaba asta. O să încerc să obțin, ca să zic așa, și sprijinul domnului primar, pentru că Alba Iulia nu poate fi capitală culturală europeană fără sprijinul Albei Iulia. Este foarte clar. Aș vrea ca acest subiect să nu mai fie politizat, să nu mai fie atribuit nimănui. Poate am greșit și eu promovându-l excesiv, din dorința de a face până la urmă acest proiect și sper că până la sfârșitul anului să avem un răspuns foarte clar, e albă sau e neagră. Eu cred că e păcat să avem toate evenimentele astea majore generate de Consiliul Județean, generate de Primăria Municipiului Alba Iulia și să nu luptăm pentru o țintă mai mare. Care poate fi câștigătoare sau nu, important este să ne înscriem și să lucrăm foarte serios pe treaba asta.